Îmi doresc să vorbesc puțin despre percepțiile pe care le avem asupra oricăror lucruri. De exemplu, vreau să vorbesc despre sunet. Despre sunet. Vezi? Simți? Simți sunetul? Simți vocea umană? O simți cu mâna? Poți să o vezi? Nu. Dar o simți cum? Emoțional, nu? Vocea umană are o anumită frecvență, un anumit ton, care unde ajunge? În momentul în care pleacă de la mine, ajunge la tine. Și ce simți tu la nivel vibrațional, emoțional? Pentru că corpul emoțional vibrează, ok? Aura ta vibrează, e un câmp energetic. Și în aura ta, în câmpul tău vibrațional, energetic, emoțional, tu simți ce îți transmit eu, chiar dacă nu vezi. Nu poți să pui mâna pe sunet, dar simți, corect? Și ce se întâmplă cu sunetul? Sunetul pe care eu îl transmit e încărcat de gândurile mele, de emoția mea, de energia mea. De ceea ce vreau să trimit, sau nu neapărat vreau, ci am în mine, în interiorul meu. Că sunt cuvinte frumoase care vibrează greșit, înseamnă că, ce, sunt fals și îți trimit o informație falsă. Dacă tu ești atent, înțelegi că informația e falsă. Dacă tu ești atent, nu neapărat... La nivel mental, ci emoțional. Dacă tu ești atent la simțurile tale, la ceea ce percepi de la celălalt, înțelegi. Plus că știm foarte bine că corpul fizic vorbește de la sine, gesturile tale vorbesc și expun ceea ce ai în subconștient, fără ca tu să realizezi, probabil. Așa și vocea ta. De foarte multe ori, suntem atrași de anumite voci. Anumite voci au ceva special. Așa cum ochii sunt oglinda sufletului, eu pot să spun că tonul vocal, tonul vocii tale, corzile tale vocale, au au particularitatea personalității tale, a sufletului tău, a ego-urilor tale, a eului tău. E ca și ca și atunci când ți se iau amprente. E o amprentă. E o amprentă personală, unică, irepetibilă. Adică nu se mai repetă, nu o are altcineva și nici tu nu o să o mai ai într-o altă viață. Vocea e un instrument prin care te poți exprima așa cum ești. Eu din exterior pot să te percep așa cum ești și totuși e ceva ce nu se vede. Nu-i așa? Nu-i așa că nu se vede? Nu-i așa că nu pot să pun mâna pe ea și totuși o simt? Îți simt vocea? Simt tonul? Îți simt intenția? Deci, avem un instrument foarte puternic. În Biblie scrie că la început a fost cuvântul și cuvântul s-a materializat. Deci, ai grijă la cuvintele pe care le spui, ai grijă la tonul vocii tale. Fii atent la cum vorbești, înregistrează-te să vezi cum sună vocea ta și să vezi cine ești de fapt. Sufletul tău are o voce care se exprimă prin tine, prin corpul fizic. Vorbesc despre același lucru invizibil cu care se poate lucra în psihologie, în muzică, în terapie, în orice. Iar se știe foarte bine că în Atlantida se lucra, se vindeca. Existau metode terapeutice de vindecare prin sunet.
sunetul este o vibrație. Gândește-te la asta. Așa cum ochii tăi fizici nu pot să atingă nimic și totuși văd lucruri. Vorbim de fizică cuantică. Du-te puțin mai încolo de ceea ce vezi. Și încearcă să înțelegi că lucrurile stau cu mult mai încolo de ceea ce vezi.